S-a remarcat la concursul Steaua fără nume, unde câștigă marele trofeu. Se întâmpla în 85. 4 ani mai târziu, obține premiul tinereții la festivalul de la Mamaia. Debutează în lumea filmului cu rolul din superproducția Liceenii și își continuă cariera de actriță în filme ca Extemporal la dirigenție, Liceenii Rock and Roll sau Liceenii în alertă. Oana Sârbu!